Conducerea Consiliului Județean are în plan extinderea clădirii maternității. Clădirea ar urma să fie înălțată pe 7 nivele. Șeful de la județ spune că inițial spitalul fusese proiectat cu 7 etaje, iar structura de rezistență permite construcția de 9 etaje. Spitalele sunt o prioritate pentru Consiliul Județean, ne-o dovedește președintele instituției județului Ioan Cindrea. Acesta are un proiect de înălțare a maternității până la 7 nivele. Mai e un proiect la care lucrăm și îl spun pentru prima dată, este înălțarea spitalului nou, clinic nou. El a fost proiectat pe 7 nivele, construit din toate informațiile care le-am strâns în această perioadă până la nivelul 5, pe o zonă și până la nivelul 4 pe altă zonă, dar structura de rezistență se pare că asigură încă două nivele. El va face obiectul unei expertize de rezistență, care deja am comandat-o, și va fi o prioritate pentru spital. Încă cel puțin două nivele pe spitalul nou. Eu vorbesc de ăsta de lângă, din spate, de la Talia. Și ăla de pe Coposu. Clădirea, așa zisă, nouă. Ea undeva în perioada comunistă, cineva a luat decizia la nivelul 5, stop. Toate erau un proiect standard de 7 nivele. Dacă vă duceți în alte județe, 7 nivele. El devine o zonă importantă de dezvoltare a capacității sanitare a Spitalului Clinic Județean Sibiu, pe lângă celelalte, și ne asigură posibilitatea, el va deveni prioritate zero în interiorul proiectului spital. Planurile mărețe nu se opresc însă aici. Consiliul Județean dorește mansardarea fiecărei unități spitalicești. Pe spital, am spus-o, și sunt două priorități. Odată, îmbunătățirea condițiilor hoteliere, condițiile din fiecare pavilion. Fiecare pavilion, într-un program de 4 ani, probabil că o să meargă și în al 5-lea, poate și în al 6-lea, va fi reabilitat fiecare pavilion, de la condițiile de cazare până la numărul de paturi într-un salon. Fiecare pavilion va fi cel puțin un nivel de mansardă, care înseamnă un câștig de spații hoteliere și spații de tratament și destinație medicală, fiindcă trebuie asigurat și tratamentul în fiecare secție. Pentru anul acesta sunt prevăzute un studiu de fezabilitate la secția de fizio, dar și la urgențe. Eforturile sunt făcute pentru a se încadra în planul de conformare cerut pentru păstrarea clasificării actuale a spitalelor sibiene.